Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar după ureche, iar invitatul meu de astăzi este colecționarul de artă Edi Uzunov, proprietarul galeriei în care ne desfășurăm această activitate și președintele grupului Regata Imobiliare. Salutare, Edi! Îți mulțumesc că ai revenit la podcastul nostru, deși nu ești prima oară, de fiecare dată vii cu lucruri noi. Îmi face plăcere că faceți aici emisiunea. Mă surprinde totdeauna pentru că mari invitați ai scenei de teatru românești, mari personalități, vin aici și îmi calcă pragul pentru această înregistrare. Te felicit pentru această emisiune și sper să o ținem cât mai mult, sper să fie cât mai longevivă și să spunem lucruri cât mai interesante. Acum trebuie să le mărturisim celor care ne urmăresc că motivul prezenții tale aici este o expoziție pe care ai făcut-o recent, ea încă este pe Simeze, dar nu aici în cadrul galeriei, ci la Balcic. De ce la Balcic? Eu consider că Dumnezeu ne dă misiuni. Cred că acum a venit rândul Reginei Maria și artiștilor plastici români să îmi dea o misiune, de unde sunt ei de acolo, să fac o expoziție. Expoziție dedicată a 100 de ani de la începerea construcției castelului Reginei Maria din Balcic și nu se putea face decât cu fotografii, sculptură, pictură din Balcic ai marilor artiști români. Deci expozanții artiști români. Artiști români care au pictat acolo în perioada interbelică. Întâmplarea face că pe data de 16 am pornit expoziția și pe 18 s-au împlinit 100 de ani, din 1938 de când a decedat regina. 86 de ani de la decesul reginei Maria. Regina Maria, care a pus tot sufletul în acel castel, a fost viața ei și a pus amprenta din toate punctele de vedere, pentru că a făcut acolo grădinile, a pus toate tipurile de trandafiri din întreaga lume, crini, și-a construit Stella Marisul, propria capelă, în care a lăsat cu limbă de moarte să fie, și a lăsat și un mormânt acolo, dar care nu a fost niciodată locuit, adică n-a de fost depus nimeni. Este de fapt un simbol al vieții, că viața este eternă, nu este doar ce trăim noi pe pământ, și că dragostea învinge tot. E o cruce acolo, trebuie să mergi să vezi. Este o cruce acolo pe care scrie dragostea învinge totul. Sper în continuare și sperăm că dragostea va învinge totul și iată că dragostea către artă ne-a condus a organizat această expoziție. Totul a pornit și tu ți-amintești, pentru că erai la vernisaj la mine, la piliuță și pianul, când am vrut să prezint pianul lui George Ștefănescu și câteva lucrări de piliuță în camera cu pianina. Și a venit o doamnă care mi-a zis: Uzunov. Zic eu: da, Uzunov eu sunt. Și a început să vorbească în bulgară. Zice: cum vă numiți Uzunov și nu știți bulgară? Întâmplarea face așa că nu am învățat bulgară, nu știu. Zice: păi, de ce vă numiți Uzunov? Că eu am trăit la Balcic, am copilărit în Palatul Reginei Maria, în grădini acolo și în curtea Ceciliei Cuțescu-Ștorc. Și vreau pentru asta să fac o expoziție, misiunea mea și de-aia sunt aici, la voi la galerie, că vreau să fac o expoziție cu Uzunov, cu artiști români care au pictat la Balcic. Și eu sunt înnebunită după Cecilia Cuțescu-Ștorc. Tu erai de față când am vorbit. Da, nu ne vedeam. Uzunov e un nume bulgăresc. Da, exact. Am găsit un confrat. Exact. Dar cum a plecat această vizită de aici? Sora acestei doamne, pe care o cheamă Veneta Nenkov și care este muzeograful de la Muzeul Vaticanului, culmea, deci
ea trăiește în Vatican. Sora ei a venit la festivalul Enescu pentru că este violonistă la Orchestra Filarmonică din Canada și a venit la festivalul George Enescu și a văzut de la camera de repetiție Rotenberg, Uzunov, galeria. Uzunov, ăsta e bulgar, trebuie să o trimit pe sora mea la el. Și așa a venit sora ei prima vizită în București, în România, a venit aici. Totul a fost, s-a transformat într-o întâmplare extrem de fericită. Continuăm cu vizita. Deci, am stat de vorbă în prima seară, a doua zi am dus-o la toate picturile murale ale Ceciliei Cuțescu-Ștorc, respectiv la Palatul Regal, unde este în sala tronului, este o pictură senzațională a Ceciliei Cuțescu-Ștorc despre arte, trebuie să mergeți să o vedeți. Naula Aseului, care este superbă și este o pictură despre tradițiile românești extraordinară, și la Hotelul Marmoroș, și acolo pe trepte este o pictură murală a Ceciliei Cuțescu-Ștorc. După care, evident, am dus-o pe strada Vasile Alexandrii la Muzeul Cecilia Cuțescu-Ștorc, Muzeul Ștorc, care este administrat de Muzeul Municipiului București. Care e administrat de Muzeul Municipiului București, care este în negocieri cu familia care și-a retrocedat clădirea. Clădirea e într-o stare destul de precar, deplorabilă, și se distrug acele picturi extraordinare, picturi murale din living de acolo. Dar hai să vorbim puțin despre familia Ștorc. Regele Carol I a trebuit să creeze școala de pictură, școala de sculptură, și l-a adus pe Carl Ștorc din Germania să facă o școală de sculptură. A fost programat, a fost o întâmplare. Normal. L-a adus să facă o școală de sculptură în România. Zis și făcut, a făcut un băiat, Friedrich Ștorc. Am o lucrare a lui Friedrich Ștorc, o sculptură acolo, superbă, dar o să vorbim și despre asta. S-a căsătorit cu Cecilia Cuțescu-Ștorc. Ei erau foarte bine din punct de vedere material. Și au făcut un palat la Balcic, lângă, pentru că erau foarte apropiați cu Regina Maria, au făcut un palat chiar lângă Regina Maria, care acum este în refacere, este o clădire superbă, are vreo 4.000-5.000 de metri pătrați de teren și a luat-o cineva care o reface, va fi o minunăție. Este chiar pe malul mării, are vedere la mare, proprietar privat. Proprietate privată, ea a stat mult timp la vânzare. Bun. Deci am vorbit de Ștorc, am vorbit de întâmplarea cu Veneta Nencova. Ideea este că am dus-o peste tot și a zis: domnul Znov, visul meu este să facem o expoziție itinerantă, unu la Balcic, doi la București și după aia să vă aduc la Vatican să expunem pictorii români care au pictat la Balcic, să expunem la Vatican. Zis și făcut, iată că prima expoziție s-a întâmplat cu un efort uriaș al meu și în special al lui Alexandru Rădulescu, care are o galerie de artă, este un tânăr de vreo 35 de ani, care, vreau să vă spun, că a depus eforturi supraomenești într-un termen destul de scurt să obțină certificate de export, asigurări wall-to-wall. Lucrările le aveați în patrimoniu, ca să zic așa? Le aveam câteva în patrimoniu, vreo 12, dar am zis să aducem să fie cât mai deci vastă expoziția. A trebuit să mai convingem și Alexandru s-a ocupat de acest lucru și a convins și alți colecționari să ne dea. Vreau și mai mult să ne dea, dar am oprit pentru că trebuia să plecăm acolo. Și practic el a curatoriat expoziția? Nu, a curatoriat-o extraordinară idee am avut. Ana Maria Măciucă, care este strănepoata ultimului primar de acolo, din Balcic. Primar român, da, care a depus cheile primăriei Bulgariei în 1940, odată când a plecat cadrilaterul de la români. Bun. Ana Maria Măciucă
normal că a trebuit, pentru că ne-a adus și niște lucrări. Și acest primar, străbunicul lui, ca să vă dați seama cât iubea Balcicul, și a avut o fată care a denumit-o Balcica. Și pe ea, doamna profesoară Balcica Măciucă, care a decedat acum 5-7 ani, ceva de genul, nu mai amintesc exact, venea pe la mine pe la galerie, am mai multe cărți cu autograf care chiar sunt aici. Doamna Balcica Măciucă a trăit într-un apartament de pe strada Romulus și a avut doi copii, pe Alexandru, tatăl Anei Maria, și pe pe Oana. Bun. Ea a curatoriat expoziția, noi am simezat-o. Iar tematica a fost asta, lucrări despre Balcic. Pictura română la Balcic. Care evident că avea ca subiect acolo la Balcic, adică nu se ducea la Balcic să picteze munții Carpați sau mai știu. Normal. Cea mai bună perioadă a picturii românești din toate timpurile este pictura de la Balcic. Regina îi aducea acolo pe artiști, le dădea, îi omenea mâncare, băutură, iar ei, datorită, marea are o altă culoare, chiar dacă e tot Marea Neagră. Lumina este altfel, datorită unui deal, unei coaste de argint, coasta de argint se numește, care pur și simplu este așa de albă și tot pământul este alb. Și amestecul de populație este extrem de special, în special sunt tătari. Și sunt moschee cu minaret. Minaret inclusiv are și castelul reginei Maria de acolo, are un minaret special. Bun, revenind... Știi că eu te-am mai întrebat și data trecută de ce atât de mulți pictori au fost și au pictat la Balcic și... Asta a fost explicația și atunci, că este acea lumină extraordinară și acel cadru, dar totuși eu cred că Regina Maria a fost catalizatorul, pentru că degeaba erau acele condiții minunate dacă n-ar fi fost ea care să-i adune în jurul ei și, pe urmă, chiar când ea n-a mai fost, spiritul ei să-i cheme acolo. Da, uite-te, crede-mă că mi se mai impresionat, pentru că așa este, iar ei, chiar dacă sunt bulgari, o iubesc pe Regina Maria incredibil. Le aduce... O grădina aia, grădina botanică pe care a făcut-o, toate grădinile, toate urci foarte mult, sunt atelierele de artiști sus. Castelul în sine e mult numit castel, pentru că are 3-4, e o viluță puțin mai mare, în sufrageria căruia am organizat această expoziție. Au intrat, le-am așezat foarte frumos lucrările și... un rol principal a avut fostul primar Moșescu cu două lucrări, unul de Piliuță și unul de Stiriade. Sunt fotografii ale reginei Maria semnate de ea, ori mama că le trimitea copiilor, îi trimitea Ilenei, principesei Ileana, care a fost principala ei de suflet, copilul de suflet. Ileana, care a murit ca și maica Alexandra, și care s-a ocupat de mormintele regilor să fie în același loc, la Curtea de Argeș. Mai avem în expoziție un lucru extraordinar. Invitația la botez din 1875, la botezul reginei Maria din castel de la Windsor. Este invitația la botez. Mai avem un portret excepțional al Henrietei de la Vrancea. Henrieta de la Vrancea a fost arhitectul care a făcut urbanismul și câteva vile și palate extraordinare la Balcic și vile în București extraordinare. Riri de la Vrancea, era Henriet Riri. Portretul este al lui Eustachiu Stoienescu. Riri era sora celei de la Vrancea. Cela de la Vrancea. Da, lucrarea asta e a ta. Da. Așa, o
lucrare de mari dimensiuni. Eustachiu Stoienescu, cel mai mare portretist român, a făcut, și puteți să vedeți aici la Palatul Regal, la Muzeul Național de Artă, portrete ale regilor, ale regelui Mihai, făcute de Eustachiu Stoienescu. Da, a fost și la Art Safari, la ultima ediție. Extraordinară expoziția. E fabuloasă vorba ta. Este într-adevăr cel mai mare portretist român. Bun, după aia mai avem alte lucrări, Jean Cosmovici, Teodor Paladi, Iser. Iser picta acolo tătăroaice și era facil, pentru că și Tonița, și Iser, și Bălțatu, cele mai mari nume din perioada aceea, pictau acolo că aveau din ce să se inspire. Aveau material de lucru. Aveau din ce să se inspire. E piatra aia care e specifică Balticului, care pur și simplu îți sare în ochi, adică n-ai cum, imediat recunoști Balticul. Mai am sculptura acolo de Friedrich Storck, cum am zis, omul cu pălărie. Așa, mai am alte sculpturi, dar o altă lucrare de mare însemnătate este o acuarelă chiar pictată de Regina Maria cu niște flori, superbă. E o lucrare foarte mică, dar pe care o am din colecția Ilinca Ștefănescu. Ilinca Ștefănescu, iată, fosta proprietară a pianinei și strănepoata lui George Ștefănescu. Cu ocazia ai dat și peste lucrarea asta. Exact, exact. Așa. Totul se leagă și cred că se adună de la, tot așa, cu voia lui Dumnezeu, se adună în jurul meu, pentru că vreau să fac lucruri bune și chiar le fac, chiar le înfăptuiesc. Da, acolo, în sufrageria Palatului, unde zici că ați avut expoziția, mai fusese reexpoziția, adică aveau simeze pe pereți sau nu? Nu, am pus, am strâns de acolo. Fost pionieri, ca să zic așa. Nu, au mai fost expoziții, dar nu de asemenea forță, pentru că e o forță să ai 48 de lucrări excepționale și oamenii stau, se înghesie, o să vă dau fotografii de acolo, este ceva incredibil. Vin grupuri peste grupuri. Cine a venit să viziteze expoziția? Din toată lumea. Am pus un caiet acolo, după două zile de la deschiderea expoziției, am pus un caiet de însemnări. Este ceva, au scris, sunt nu exagerez, 100 de pagini, stânga-dreapta scrise, în care mulțumim, superbă expoziția. Din toată lumea, era Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria, România, sunt nenumărați români, sunt oameni care se duc în concediu la Balcic și au vizitat expoziția. Sunt prieteni de-ai mei care au zis, este incredibil, îmi trimit fotografii. A fost un succes nebun și mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta, pentru că vreau să vă spun, această inițiativă, dacă mai apare și din partea altor galerii, altor colecționari, dar noi, la vernisaj, iarăși un lucru excepțional, a venit doamna ministru adjunct, Diana Băciună, care a venit să, din partea Ministerului Culturii, ca o recunoaștere și ca o mulțumire. Noi tot ce am făcut, n-am făcut cu ajutor material de la nimeni. Am făcut doar pe banii mei și ai lui Alexandru Rădulescu am făcut. Toate eforturile nu ne-a ajutat nimeni. Singurii care ne-au dat ceva a fost Crama Rasova, care ne-a dat vinul pentru vernisaj. Au vrut ei să ne dea vinul pentru vernisaj. Da, hai să fim corecți, nici n-ați cerut ajutor, să zicem, și v-a fost refuzat. Nu, n-am cerut ajutor. Domnul de la Fundația Regina Maria, doctorul Enayati, a zis că data viitoare vrea să ne dea și dânsul lucrări. Păi, asociere mai bună pentru brandul lor? Odată, asociere mai bună, el este colecționar și trei, un lucru care l-am aflat de curând este faptul că Regina Maria, înainte să moară, a trecut la religia Bahai. Și el este, Varga Enayat, este de religie Bahai.
există în Stella Maris, tronul Reginei Maria, în Stella Maris, în capelă, tronul Reginei Maria cu mai multe însemne de mai multe religii. În orice caz, a fost un succes extraordinar. Dar acolo, locația, palatul, cine administrează palatul? Palatul este administrat de Ministerul Culturii din Bulgaria. Trebuie să știți că este muzeul care aduce cele mai importante venituri din vizitare din Bulgaria. Trebuie să știți că este regiunea și la venisaj a venit guvernatorul regiunii de acolo, pe lângă doamna Diana și pe lângă doamna director, care a fost tot așa suflet, a pus suflet Jenny Mihailova. Jenny Mihailova. Da, acum vreau să continui ideea și scuză-mă puțin, pentru că este extrem de important. Am vorbit cu doamna Diana, doamna secretar de stat, după expoziție, și am hotărât în câteva luni să replicăm expoziția în Palatul Regal, în sufrageria Palatului Regal, Muzeul Național de Artă a României, să replicăm, să o facem mult mai mare. Nu cu 48 de lucrări, cu 480 de lucrări. Să aducem și pictor contemporan care au pictat la Balcic și pictor bulgar care au pictat la Balcic. Tematică. Să rămână aceeași tematică. Și în principiu a fost de acord și vreau, acum începem să scriem proiectul pentru această următoare expoziție la București, după care la anul, cum am promis, o vom face la Vatican. Vă dați seama, Muzeul Vaticanului, să găsim un loc în muzeu cu ajutorul Venetei, să găsim un loc în muzeul respectiv, să facem... Păi, Regina Maria chiar că ne va felicita de acolo și se va bucura de acolo de unde este. Nu crezi? Ba da. Adică este extraordinar. Și iată de la ce a plecat, de la o vizită de aici, eram noi doi împreună, a venit Veneta. Da, a fost, așa s-au aliniat astfel, pentru că putea să nu fim aici. Exact. Nici eu, nici tu. Exact. Ea să vină să găsească grilajul. Adu-ți aminte că a intrat aici unde nu exact. Era deschis. Era exact. Galeria de jos. Exact. Da? Exact. Unde de obicei ușa e închisă, nu știi codul de la interfon. Nu, a intrat pur și simplu. Era ușa deschisă. Atunci era deschisă. Da, da. A fost ceva, da. V-am zis, vă repet, nimic nu e întâmplător și totul se face cu voia Mântuitorului. Da, uite, revenind la palatul ăsta de la Balcic, eu am fost și l-am vizitat acum câțiva ani și, mă rog, când m-am nimerit, eu era pur și simplu, era un flux de vizitatori care intrau, erau și un ghid care spunea acolo poveștile respective, dar înțeleg de la tine că acolo totuși se întâmplă mult mai multe lucruri, iar această expoziție n-a fost o întâmplare. Adică, ok, de anvergura asta n-am mai avut, dar înțeleg că este o activitate culturală destul de intensă. Nu numai activitate culturală, este și activitate culturală. Săptămâna trecută, când am fost, am asistat la o nuntă care s-a întâmplat în grădină înspre Stella Maris. A doua zi am fost invitat la un botez. N-am mai reușit să ajung, a trebuit să merg în altă parte. Acum, în seara asta, când mă duc, pentru că în două zile o să strângem expoziția, în seara asta, în fața castelului, este un concert, iar mâine, în castel, va fi un concert de jazz, la care sunt invitat. Sunt și eu și invitat și cu Alexandru Rădulescu. Suntem invitați și vom merge negreșit, pentru că vor concerta doi artiști bulgari care au fost părinții lor foarte apropiați cu George Enescu. Adică este incredibil. Totul... Dar încercam să-mi imaginez cum e, nu știu, exploatată această, până la urmă, o bijuterie culturală a lor, pentru că ok, pe de o parte poate să fie o locație pe care revin diversi organizatori de evenimente și o închiriază cum e la nunț, botezuri, bănesc că nu organizează ei nunțile. Vin oamenii și normal, închiriază și solicită... Da, mă gândesc că fac și ei evenimente, da?
Nu doar au o locație de închiriat, ci... Nu, nu, fac și evenimente. Iată evenimentul nostru și noi am fost foarte ferm că le-am solicitat pe perioada expoziției să aibă asigurate lucrările. Pentru că nu știi ce se întâmplă. Noi am pus niște stâlpi din ăștia cu cordoane roșii ca să nu se apropie, pentru că foarte mulți se apropiau și copiii puneau mâna pe lucrări. Asta e tentația. Și atunci chiar au angajat pe cineva să stea să păzească, să stea permanent acolo. Și le-am solicitat asigurare și nu asigurare ieftină, le-am solicitat o asigurare scumpă. De ce au plătit asigurare? Asigurarea de acolo. Noi am plătit wall to wall. Adică wall to wall înseamnă de acasă de pe perete până înapoi acasă pe perete, cu tot cu transport. Ei au asigurat, trebuia să-și asigure că la locul lor se întâmpla, în locul normal. Și am avut o asigurare de 400 sau de 1000 de euro, este normal. Nu plăteam eu asigurarea pentru ei, că nici nu aveam cum să mă justific în fața autorităților fiscale și așa mai departe. Da, acolo voi aveți un ghid, ceva, un... Nu, când am mers de fiecare dată, eu am dat explicații că mie îmi place foarte mult să fiu ghid și pun mare suflet în prezentare, că așa simt că în fața fiecărui lucrări reverberez într-un fel și eu am fost și am arătat și m-a bucurat lucrul acesta. Da. Mă rog, eu o țin langa cu palatul. Pe mine m-a impresionat foarte mult acest loc și chiar dacă nu este un palat așa, nu știu cum e Peleșul, care îl vezi de la distanță. Wow, și, exact. Totuși are un vibe acolo, are o chestie care îți trezește niște sentimente. Știi arhitectul care l-a construit? Dacă nu mă înșel, e tot Riri de la Francia cu încă cineva, dar nu vreau, nu știu exact în acest moment și nu vreau să dau niște cu presupusul. Dar acolo avem două lucruri. E palatul cu grădinile lui și după aia este grădina botanică. Unul ține de Ministerul Culturii și unul ține de o altă autoritate bulgară. Da? Da. Dar mai avem acolo, mai sunt inclusiv două crame, crama de jos și crama de sus din Palatul Prințului Nicolae. Sunt crame care vând extrem de bine vinurile lor, de care le produc. Adică e o emulație, tot felul de lucruri, artă, vin, cultură, nu știu, sculptură, e o icoană acolo extraordinară, sunt așa de multe locuri care sunt superbe și de fiecare dată, iată, am fost de două ori într-o lună de zile, acum mă duc a treia oară, de fiecare dată mă duc cu mare plăcere și le mai revăd. Da, acolo se mai fac sau se fac rezidențe de creație? Nu știu, că mă gândesc că nu poate și fac. Pictorii de acum ar fi interesați. Sunt foarte mulți bulgari care pictează Balcicul. Balcicul este ca un magnet pentru artiști. Este ceva incredibil și foarte mulți. Tocmai am primit de la niște colecționari din Bulgaria, cu care deja am intrat în contact, am primit niște cataloge de pictură bulgară la Balcic, care m-a bucurat și pe care o să-i alegem și eu și Alexandru să îi aducem aici în sufragerie. Să avem și o secțiune de bulgari. Da, păi, este până la urmă, Balcicul a stat mult la bulgari, din 40 până acum în 2024. Da. Și atunci cumva și-au pus și ei nu cumva peceta. E, să spunem așa, oarecare inflație de lucrări despre Balcic, pentru că în afară de artiștii consacrați mai vechi sau mai noi, bănuiesc că sunt o grămadă și de pictori de ăștia de faleză, cum le spunem noi, care umplu piața în sensul larg cu lucrări de acolo. Da, orice colecționar și orice om care privește o lucrare vede diferența dintre valoarea reală și pictorii de, cum ai zis, deci, de șevale de acolo. Nu de faleză. De faleză. De șevaletul. Pot să fie talent dacă lucrarea este bună, pentru că orice artist este dator cu o capodoperă. Oricât ar fi el, trebuie să facă o capodoperă. Dar marea majoritate a capodoperelor artiștilor români se făceau la Balcic. Este Balcicul meca. Există acolo o lucrare în expoziție la noi, Ionescu Doru, mare de tot. Nu știu dacă multă lume a auzit de Ionescu Doru. Este pur și simplu frapantă. Nu poți să îți iei ochii de la ea cât de frumoasă este. Un Balcic. Este o altă lucrare a lui Adam Bălțatu,
este cu fântâna din Balcic, în care cu un grup de oameni care se spălau acolo, este iarăși, mai sunt foarte mulți. Și Dărescu pictau, și nu numai Dărescu, cimitirul din Baci, pentru că sunt niște pietre, morminte musulmane, cu din ăștia acoperiți, cu femei acoperite. Și iarăși este altceva, te întreb ce asta. E un subiect care merita pus pe... Înainte nu se făcea fotografie, cum facem noi cu iPhone-ul și cu astea, pac, imediat, ca să... arăți omului ce se întâmplă la Balcic, trebuie să-l pictezi. Nu puteai să-l fotografiezi, că nu exista. Da. Și, mă rog, era un mod subiectiv de a transmite informația, să spunem așa, dar poate era mai eficient decât acum cu fotografiile. Adică, nu știu, poate o pictură care, în mod evident, nu reflectă realitatea foarte bine, s-ar putea să te facă să reverberezi mai bine decât... Clar. E important, e fiecare dintre noi reverberează cu ce simte. Dar noi deja, ca și galerii și colecționari de 30 de ani, avem, știm care e capodoperă și care... Pentru că pur și simplu te izbește sub lucrarea când e perfectă. Aia cel al șaptelea simt. Cel al șaptelea simt care îți spune asta e, asta nu e. Vreau să zic că sunt foarte mândru și dacă reușim cu Ministerul Culturii, fără tot noi, cu Călin Stegerean, directorul muzeului, să facem această expoziție mare, mult mai mare, ar fi extraordinar. Și oricine are lucrări de Balci, care, și dacă dintre ascultătorii voștri, ai noștri de acum, au lucrări de Balci care să merite să facă parte dintr-o expoziție, vreau să ni se semnaleze fie prin intermediul tău. Să semnaleze fie... oricum. Vedeți voi dacă merită sau nu. Așa oamenii din sunt subiectivi. Din ce cauză? Știi? Este extraordinar ceea ce vrem să facem. Facem catalogul expoziției din Balci, catalogul expoziției din București și catalogul expoziției din Italia și atunci sau unificăm trei cataloge într-un singur. E o expoziție. Așa, este o expoziție, dar vezi, una de 48 de lucrări, alta de 400 de lucrări și alta, nu știu, să vedem că va fi costisitor. Vedeți ce spațiu vă pune la dispoziție? Da, depinde multe lucruri. În orice caz, îi mulțumesc din nou pe această cale Venetei, doamnei Liliana și doamnei directoare din Bulgaria, doamna Mihailov, pentru sprijinul care ni l-a acordat pentru această superbă expoziție, care mai durează două zile. Dacă sunteți pe acolo, fugiți. La momentul în care o să fie difuzată discuția noastră, nu va mai fi expoziția acolo, dar vom avea, după cum spui, în curând, poate catalogul și atunci... Perfect. Și oricum, și vreau să vă mai dau pe pagina ta de Facebook, vede o grămadă de fotografii de acolo. Corect. Și vreau să vă mai dau fotografii și filmulețe cu oameni care, wow, nu știu, îi se exprimă plăcerea, ceea ce ne-am atins obiectiv. Dacă oamenii s-au bucurat, asta e cea mai mare bucurie pentru un colecționar și pentru un galerist. Să intre la noi și zică, wow, ce frumos, ce... wow, uite aia, ăsta, wow-ul ăsta pentru noi este hrană. Da. Spune-mi ce noutăți mai e pe aici, la sediu, ca să zic așa. Am pornit de pe 1 august, deci de două zile, o expoziție cu niște lucrări doi artiști americani, Friedrich Hart, pe care l-am mai avut, și Michael Wilkinson. Sunt niște lucrări în acrilic, ultimile care există în lume. Din ce cauză? Românul care le-a făcut, le-a fabricat în atelierul căruia s-au executat, ni le-a dat și sunt lucrări de autor, adică sunt primul care iese. Știi că la gravuri, la sculpturi, important e să ai de autor. E important e să ai cel mai mic număr. Numărul 1, numărul 2, numărul 3 din
30, din 20, din 50. Și ăsta e zero, cum ar veni. Și ăsta e zero. Deci zero și atunci au o claritate, au un luciu extraordinar, e cu totul altceva și pur și simplu cu lumina pusă pe piedestalele arată într-un mare fel. Atât Wilkinson cât și Friedrich Hardt. Friedrich Hardt este cel, și vreau să recapitulez, este cel care a văzut Avocatul Diavolului cu Al Pacino, a făcut sculptura care începe să capete viață în spatele lui Al Pacino. Acela este așa, iar Michael Wilkinson mai trăiește, dar este foarte bătrân și în orice caz nu mai lucrează. În orice caz nu mai unde să lucreze, pentru că acum vreo 10 ani prietenul nostru care ni l-a trimis, ne-a trimis lucrările, a închis fabrica. Da. A închis fabrica, acolo va fi o dezvoltare rezidențială din astea, ca în America și ca... Da, spune, cum e tehnica asta cu acrilul? Este extrem de interesantă pentru că ele nu se vede nimic și după aia încep să se șlefuiască, se șlefuiesc până când aduc un... formele pe care le vezi. Adică prin șlefuire este și muncă decisivă. Adică nu e doar turnarea. Nu e turnarea, turnarea este turnare, dar după aia trebuie șlefuire și să-i dea transparență, luciu și așa mai departe. Păi bun, și finisajul ăsta, să-i spunem, se face pentru fiecare exemplar? Absolut. Deci l-ați face manual? Normal. Ceea ce îi dă, din cauza asta, valoarea lor... Înseamnă că sunt unice, că practic oricât te strădui, nu poți să le faci identice. Mă rog, fiind ștanța, pot să fie identice, dar prin șlefuire poate să apară alte nivelul mici. De luciu sau granulația unde exact, e mat. Exact. Deci dacă te uiți cu lupa, sigur găsești. Nu, dar trebuie să veniți să vedeți, să vină telespectatorii să vadă expoziția, pentru că și aici e wow. Adică toată lumea când le vede, wow, ce frumos. Într-adevăr sunt superbe. Da, deci astea sunt niște lucruri, să spunem, relativ de dimensiuni mici, dar cel puțin am avut crucea pe care am expus-o și la Mobo anul trecut, de dimensiuni mari. Ea până la urmă a fost donată de acest om care a fabricat-o unei catedrale, parcă din Sibiu sau ceva de genul. Nu mai țin minte exact, i-am pierdut urma. În orice caz, această tehnică de acrilic nu prea se mai face, de turnat în acrilic, în lume, și cu cât sunt mai puține, cu atât devin mai valoroase. Lucrări care sunt la noi în expoziție se găsesc, noi avem certificate, tot avem de la fabricant, se găsesc în alte galerii pe afară la dublu prețului de aici. Preț de aici, că o să mă întrebați și de preț, care este în circa 8-10 mii de euro per lucrare, dar care în casă pusă, într-un colț puțin mai întunecat, cu lumina piedestalului, îți dă acea senzație de wow, care toți artiștii ar vrea să o, și galeriștii ar vrea să o... Adică e ceva între sculptură și instalații, știi? Exact. Adică are efecte multiple. E super. Dar cum... din punct de vedere al artistului, ce predă el la fabrica, să spunem, unde se face multiplicarea, ce este? Care este materialul livrat acolo? E un mulaj din Ipsos sau e la fel ca la orice alt material și diferă doar ulterior? M-aș fi ridicat să vă arăt, dar nu mai să nu mă ridic. Este, poate să fie chiar și un simplu desen care se toarnă și îi spui celui care turna, uite, toarnă-mi-l așa, 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 după desenul ăsta. Și poate chiar să-l facă după un desen. Da, aici înțeleg că și cel care toarnă are un rol foarte important. Evident, în, evident. În este, cred că 60-40%, 60% autorul, 40% fabricantul. Bun, și tu când spui că nu prea se mai folosește această tehnică, e din cauza că nu mai avem artiști care să apeleze sau că nu mai avem manufacturieri? În orice caz, toate aceste sculpturi, pe cum o să vedeți și vedeți, sunt stil Lalique. Lalique nu a permis intrarea în Europa a acestor autori de acrilic, pentru că să nu cumva, oricum, dacă ar fi fost de sticlă, ar fi fost extrem de grele, nu se puteau. Din cauza asta, acrilicul este mai permisiv în a fi manipulate. Acrilicul e stil Lalique, frumusețea Lalique-ului, chipurilor
nimfelor care sunt în la René Lalique, dar în acrilic. N-au permis intrarea pe piața europeană a acestor sculpturi. Eu, datorită relației, datorită faptului că nu mă interesează, adică nu am nicio luptă, nu le-am făcut, sunt niște lucrări ale unui colecționar, da? Celui care l-a fabricat și care le are în colecție, atunci n-am niciun fel de problemă să le expun. Deci, practic, tu le ai dintr-o singură sursă. Tu am dintr-o singură sursă și nu multiplicate ca și să fie, să copieze la Lalique sau ceva. Dar aduc imediat, de-aia, dacă la Lalique-ul îți dă un wow, ele aduc wow-ul la Lalique-ului. Da. Dar înainte să le ai tu la tine în expoziție, au fost pe piață în România? S-au nu, mi le-a trimis direct din America, din depozit. Și alte surse nu au mai existat care să fie ajuns, nu știu, un exemplar rătăcit? Nu. Și sunt cele pe care le-am avut în expoziția anterioară, cred că în noiembrie 2022 sau ceva de genul, nu mai aduc aminte că am făcut toate expoziții, cele pe care le-am avut în expoziție au ajuns prin Europa la niște celebrități, la niște persoane celebre, ca și cadou de la un prieten de-al meu din România. Și le-a cumpărat ca să le dea cadou de Moș Crăciun unor celebrități. N-am voie să spun numele normal, dar am fost foarte mândru de chestia asta. Mă rog, deci e o dovadă în plus că sunt niște chestii, dacă nu unice, măcar greu de găsit, adică... Absolut, absolut, și din cauza asta merită din plin de văzut expoziția. Ok, uite, mai avem câteva minute și vreau să spun o întrebare care mă muncește de foarte mult timp. Întrebarea este foarte simplă, însă răspunsul este foarte complicat. Și acum vorbesc cu Edi Uzunov, specialist în imobiliare, deci okay. Plecăm din zona artei, deși are legătură. Eu îți urmăresc postările și îmi place pofta, să spunem, cu care prezinți diverse proprietăți și personal. Mă bucur asta. Mergi pe acolo și te filmezi, e chiar... Nu prea am mai făcut. Mi-a fost jenă să nu mă mai muțăresc, știi? Adică nu prea am mai făcut în ultima vreme, dar ultima am făcut-o și a avut un succes teribil. Casa unui prieten, așa, din Bolintin Vale, a văzut-o Oana Pele, a vrut să o vadă. Marea Oana Pele, apropo, că trebuie să o invit neapărat dacă n-a fost deja invitat aici. Așa că Oscar și Tanti Roz și așa mai departe. Bun, să închidem paranteza. A văzut-o, a vrut să o vadă, s-a îndrăgostit de ea, a făcut o postare pe Facebook și toată lumea mă sună, că am pus eu telefonul datorită respectului față de prietenul meu și de Oana. Am pus telefonul meu și toată lumea mă sună în continuu, vreau eu casa aia, scuză-mă, zic. Și am văzut mai multe postări de-ale tale care conțineau sintagma sau pe acolo cea mai frumoasă casă din București. Și acum întrebarea este, care e cea mai frumoasă casă din București? Cred că cea mai frumoasă casă, de pildă, casă este casa nababului Cantacuzino de pe care e muzeul George Enescu de pe Calea Victoriei, dacă e să vorbim. Dacă este să vorbim de edificiu cultural, este Ateneul Român. Să vorbim de case de astea de pe care le vinzi tu. Imediat. Și dacă e să vorbim de bancă, cel mai frumos sediu de bancă indiscutabil este CECul. Deci avem aceste trei repere. E mai frumos CECul decât BNR-ul? Da. Este indiscutabil mai frumos. Este indiscutabil mai frumos. Așa. Deci astea sunt trei repere culturale și trei repere care trebuie vizitate din București. Dacă e să vorbim de cea mai frumoasă casă pe care o vând, acum am două care îmi sunt la inimă. Palatul Atanasovici, care este fostul sediu al Institutului Cultural Maghiar de pe Batiștei, care este inclusiv o sală de spectacole pe care când ajung acolo cu un prieten sau când le arăt unora sau altora, mă urc și recit o poezie așa ca să dau senzația de scena și apropierea, așa, și arată extraordinar. Și mai este Palatul Victor Ionescu, în care suntem în due diligence acum pentru vânzare. Palat Victor Ionescu, care e pe Strada Frumoasă. Palatul Victor Ionescu a fost construit pentru Victor Ionescu de către
Iarăși coincidență, Victor Ștefănescu Arefi, care era fiul lui George Ștefănescu, întemeitorul operei naționale, al cărei pianină este aici, mare arhitect, arhitectul regelui Carol I, el a făcut Gara de Nord, a făcut CCA-ul, așa, a făcut, a participat... Cercul militar. Da, cercul militar, ăsta e CCA-ul, a participat la cazinoul din Constanța, a făcut niște edificii absolut extraordinare omul ăla, inclusiv moscheia din Constanța, piața Ovidiu din Constanța, el a proiectat-o, iar când regele Carol I era, nu pot să spun zgârcit, dar mai chivernisit. Bine, chivernisit, mai bine își cosea pantalonii decât să-și cumpere alții și banii pe pantalonii care ar fi cumpărat să-și construiască, să mai facă ceva la Peleș, la Castelul Peleș, sau să ajute să doneze tot felul de lucruri pentru a edifica România și Bucureștiul. Pentru că el a avut un rol major în construcția statului român modern, rol major și toate, dacă e să pomenim toate edificiile construite pe vremea lui, inclusiv Ateneul Român, este jos pălăria. Deci descendenta lui, Regina Maria, iată cât și ea cât bine a făcut țării române. Sub Regina Maria și Ferdinand Ța, întâmplarea face, nu întâmplarea, minunea face că s-au unit și țările române. Am aici un pocal în galerie făcut în 1922 cu unirea Principatelor Române, o să vi-l arăt. Este absolut remarcabil. Da, uite, pentru că ai pomenit puțin mai devreme cazinoul din Constanța, ai apucat să mergi să-l vezi acum după ce încă a terminat lucrările? Încă nu, abia aștept să merg. L-am văzut la parcă de 1 mai, semi-acoperit, nu era descoperit încă, dar abia aștept. Este ceva, e o minune. Ca alte case din București, păi am vândut Palatul Tache Ionescu, am vândut... pe la Mița Biciclista, am vândut, ce să vă spun, asta este plăcerea, pentru că în aceste tipuri de proprietăți se întâlnește arta cu imobiliarul. Și atunci sufletul meu este, știți, eu fac dimineața real estate și seara sunt imobiliare și după amiaza sunt aici. Și astea sunt cumva la mijloc, aceste proprietăți. Deci în drum, între birou, exact, și între galerie, birou, treci și mai vezi o casă. Și ce pot să fiu mai fericit când găsesc o casă frumoasă și o am și în portofoliu, la vânzare sau la închiriere? Bine. Îți mulțumesc foarte mult. A fost o discuție fascinantă. Ne vom mai revedea, pentru că tu ai acest dar de a veni și cu lucruri noi și interesante și niște povești fabuloase. Iar vouă, dragi prieteni, țineți minte până ne vedem data viitoare că viața fără artă e ca împărțirea la zero. Fără sens. Vă mulțumim foarte mult!